Salutare, sunt Doina Chicu și vă invit să ascultați un nou podcast Marca Expressul. Idei în ecuație. Idei în ecuație. Aici unde ideile tinerilor prind viață. Numele lui Igor Filipciuc a devenit unul bine cunoscut la Călăraș în ultima perioadă. A ales să urmeze profesia de coregraf, iar după o perioadă lungă în care a fost el însuși dansator în ansamblul de dansuri populare Codrenii, de 6 ani este conducătorul colectivului. În plus, mai e și profesor la Școala de Arte George Enescu din Călăraș, la Catedra de Coregrafie, conducând și ansamblurile de dansatori Vâlcinețenii de la Vâlcineț și Mugurel de la Peticeni. Rezultatele muncii lui sunt impresionante, iar dansatorii călărășeni culeg laurii pe la diverse competiții de dans, atât din țară cât și din afară. Despre cum reușește să le mențină interesul și entuziasmul pentru dansurile populare, în ciuda preferinței lor pentru dansurile moderne, ne spune chiar Igor Filipciuc. Cum ai descoperit pasiunea pentru dans și care a fost momentul definitoriu în care ți-ai dat seama că asta vrei să faci de fapt? În primul rând, pasiunea pentru dans mi-am descoperit-o așa, dintr-o glumă, venind la o repetiție cu prietenii care jucau fotbal și mi-a plăcut foarte mult. În prima repetiție, practic, m-a cucerit. M-a cucerit momentele în care copiii dansau pe scenă, în care dansatorii erau, mișcările. M-a cucerit combinarea între fete și băieți, o prietenie care era a lor și foarte mult am dorit. Dacă până atunci practicam fotbal unde erau doar băieți, aici undeva a apărut de-a mult și momentele că erau și fete. Și am plecat acasă la părinți, am spus că vreau la dansuri. Eu am zis că și fel de dansator din tine. Și am spus că nu, eu vreau să încerc. Și am zis că bine, la decizia ta. Am mers singur la domnul Gheorghe Furculiț, atunci el era conducător. M-a acceptat în grupă, doar cu o condiție că chiar are nevoie de băieți, dar trebuie să ajung din urmă toți colegii care deja aveau 5-6 ani deja de activitate, dacă nu mă greșesc. Am început târziu, am început, eram clasa a 9-a. Și s-a dovedit a fi dificilă integrarea? De la început foarte greu mi-a fost, din motiv că deja jucând fotbal câțiva ani, picioarele erau pregătite pentru fotbal, nici într-un caz pentru dansuri. Mi-a fost foarte greu să intru în colectiv, așa să zic eu, că deja era format un grup, a venit unul nou și mă bucur că am trecut peste etapele grele și în scurt timp am început să prind dragostea de scenă și n-am putut să mai despart de ea. Există oameni sau modele de referință care stau la baza formării tale ca dansator și ca și coregraf de succes? Este, practic, m-am condus după domnul Gheorghe Furculiță. El mi-a fost așa mai mult ca un exemplu cum să fiu conducător. Fiindcă de dansator, la momentul acela, nu tare ne uitam. La sporturi este un pic mai ușor, fiindcă este unul bun și toți încearcă să conducă după el, în același fotbal, gimnastică sau în alte sporturi. La dansurile populare este vorba de dansuri de grup, de colectiv, nu este dansuri individuale. Ca conducător, da, domnul Gheorghe mi-a fost un exemplu, întotdeauna m-a ajutat, întotdeauna mi-a dat sfaturi cum trebuie să conduc mai bine, spre ce trebuie să mergem, ce trebuie să tind. Când am început să lucrez ca coregraf, foarte mult puneam accent pe partea tehnică, dar pe parcurs încep să mă reprofilez și anume să mai văd, să mai trag atenție și la partea artistică. Dar lucrăm împreună cu domnul Gheorghe și nu este ușor. Ai fost dansator, acum ești conducător. Ce te-a inspirat să lucrezi cu un colectiv de copii? Primele momente, practic, nici nu am înțeles să lucrez colectiv de copii, fiindcă am încercat ca o probă, a fost colectivul de la Spăteni, colectivul Izvoraș, tot a fost condus de domnul Gheorghe Furculiță și el a zis, hai să încercăm, îți dau o zi în săptămână, încerc să vedem cum se primește o zi în săptămână. Pe atunci încă eram student și o zi în săptămână mi-era de ajuns. Apoi am trecut la 2 zile în săptămână și când am văzut că încep să mă acomodez să fiu ca conducător, am început deja să lucrez cu copii și să văzut rezultate, a zis, rămâi singur el. Și am lucrat o perioadă ca conducător artistic la ansamblu Izvoraș de la Spoteni. Deja după aceea am făcut așa un schimb de colective, am trecut eu deja la Călăraș și domnul Gheorghe a trecut la Spoteni. Erai student la coregrafie pe atunci? Nu, eram student la Academia de Studii Economice, eram la Facultatea de Cibernetică, nici nu mă gândeam să fac pe atunci studiile la coregrafie. A fost așa ca un hobby, practic nu puteam să mă despart de grupă și anume veneam seara după lecție, veneam acasă la repetiții și domnul Gheorghe a văzut că adică foarte mult sunt atașat de acest colectiv, sunt atașat de dansuri, deci așa am decis să încercăm. Deja studiile la Facultatea de Coregrafie
coreografii, facultatea de dans la Academia de Arte, am făcut când am început să lucrez la școala de arte, de-am ca profesor, iar am nevoie de actele necesare pentru ca să pot activa mai departe. Și cum se împac acum cele două profesii pe care le ai? Academia Studii Economice Internat Cibernetica, ce ține de calculatoare, programarea calculatoarelor. Am finisat colegiul pedagogic la învățământul primar, mai mult asta mă ajută în discuții. M-am învățat foarte mult să vorbesc cu colegiul pedagogic, m-am învățat foarte mult să mă exprim și să expun gândurile și ca să ajungă la copil și ca să ajungă la și matur, fiindcă nu lucrăm doar cu copii, lucrăm și cu părinți, lucrăm și cu maturi. Mi-a ajutat mult. E greu să lucrezi cu copiii? Da, dar mai greu cu părinți. Este greu și cu copiii până când începe ei să înțeleagă disciplina care trebuie să fie la noi la dansuri, fiindcă în primul rând pentru a avea succes trebuie disciplină. Apoi, după aceea, streacă momentul de, așa să zicem noi, răbdarea la dansuri, fiindcă trebuie să învățăm mișcările, tot colectivul să învețe, să ne pornim în același pas, să facem în aceeași direcție. Practic asta este cel mai greu la dansuri, că deja după aceea începem a învăța dansurile, este un pic mai ușor, atunci începem doar să le prelucrăm. În schimb, este mai greu de lucrat cu părinții, fiindcă fiecare părinte dorește ca copilului să fie dansator, dar nu are tot scopul de a fi dansator, mă rog, unul e mai talentat, unul e mai puțin talentat, dar totodată încerc să se implice în activitatea noastră. Și când încerci să te implici în activitatea noastră ca un profesor, deja atunci este un pic mai greu de lucrat. Care au fost cele mai deosebite momente pe care le-ai trăit în calitate de dansator, dar și alături de tinerii pe care îi antrenezi? La Palatul Micu Prinț, dacă nu greșesc, eu nu mai țin minte cum se numea atunci la Chișinău, am ieșit cu un vals. Și pentru mine asta a fost wow, adică prima oară scenă, prima oară costum, prima oară public și au fost extraordinar niște amintiri plăcute. Majoritatea concertelor le țin minte, dar au fost foarte multe și nu mai pot memora exact oricare concert. În schimb, ca profesor, emoțiile sunt mereu la oricare concert. Că este un concert local pe scenă la noi, ori că aceeași paradă mergem prin oraș, mergem la un concurs național, internațional, aceleași emoții sunt. Întotdeauna niște emoții de frică de la început. Mă tem că copiii să nu intre în panică, să nu greșească, să fie totul ideal, să nu cadă un brâu, să fie totul aranjat. Apoi, după ce dansează, se începe emoțiile să vezi rezultatul final, să vezi cum te apreciază același public. Și pentru noi, practic, sunt niște emoții de nedescris în momentele cele. Adică trebuie întotdeauna să mă mișc, fiindcă nu pot sta locului și să aștept așa decizia finală sau răspunsul din partea publicului. Chiar și acum, anul acesta, am avut deja câteva concursuri internaționale, naționale. Este un moment de frică, este un moment de bucurie, este un moment de tristețe în același timp, fiindcă văd unele greșeli care se fac și înțeleg că trebuie să mai lucrăm. Văd niște momente de neatenție a copiilor. Sunt extraordinar de multe sentimente în momentele cele. Și pentru noi este foarte complicat după momentele când luăm un premiu mare, un Grand Prix sau ceva, fiindcă este foarte greu de lucrat cu copiii după ce. Ei cam încep să fie mai neatenți la dansuri, fiindcă ei cred deja că sunt cei mai buni și acolo undeva noi trebuie pe dânsi să-i mobilizăm din nou, să ne apucăm să înțeleagă că e greu să ajungi sus, dar să te menții sus încă și mai greu. Ce înseamnă codrenii pentru tine? De multe ori stăm și mă gândim la întrebarea aceasta. A doua casă, a doua familie, așa să zic. Nu știu, sunt momente atât de stres, momente de fericire împreună aici cu copiii, momente de succes, dar totodată sunt câteodată momente de oboseală care vrei să cedezi, dar nu poți. Da. Sincer, niciodată nu am găsit ceva, niște gânduri, niște idei, ca să zic asta este. Fiindcă sunt momente când vin la repetiții cu plăcere, da? Vin, mi-e dor de copii, vreau să-i văd, vreau să lucrăm, vreau să muncim. Sunt momente câteodată la repetiție vin, sunt nervos pe ei, sunt obraznici, nu vreau să-i văd, nu vreau mai repede să duc acasă, să mă odihnesc, o perioadă sunt nici n-au de ei, dar asta îmi trece repejor. Nu pot să zic exact că totul este ideal, fiindcă nu este totul ideal, fiindcă sunt momente și grele, chiar momente complicate sunt câteodată când te gândești să cedezi și au fost momente de acestea. Atât în conlucrarea cu colegii, în conlucrarea cu conducerea, în conlucrarea cu copiii, cu părinții, este loc întotdeauna de mai bine și întotdeauna trebuie ca să privim obiectiv către colectiv, fiindcă ceea ce este rău trebuie să știm să corectăm, ceea ce este bine să știm să păstrăm.
Câte dansuri au codrenii în repertoriu? Încercăm să combinăm dansurile, nu încercăm să dansăm mulți și aceleași dansuri. Când mergem la festivalul, întotdeauna încercăm poate să alegem niște dansuri să nu fie dansate și de alte colective. Încercăm să alegem dansurile cel mai puternice, fiindcă acolo trebuie să arătăm maestria și nivelul copiilor. Dar ce ține de concerte, nu pot să zic că avem un număr exact de dansuri, fiindcă noi întotdeauna o perioadă dansăm unele dansuri, o perioadă câțiva ani nu le dansăm, apoi revenim la ele, încercăm întotdeauna să facem și ceva așa mai schimbată, din motiv ca publicul să nu se plictisească, fiindcă să vină publicul la concert să vadă unele și aceleași dansuri, deja este obositor. Plus la toate se schimbă copiii, practic dansurile la noi mai rămân, fiindcă nici nu poți monta un dans în fiecare săptămână sau în fiecare zi. Așa, în rest, avem un număr mare. Noi încercăm să dansăm și dansuri diferite popoare, și dans bulgaresc, dans rusesc, mai încercăm să facem dans doar din băieți, dans doar din fete, coră ca la sud, deja ce dansează la sudul, la nordul Moldovei, încercăm să mai luăm dansuri, centrul nostru deja, adică să avem, mai încercăm să mai luăm niște dansuri folclorice, să le mai dansăm ca copiii să mai cunoască măcar câte ceva ce înseamnă același folclor, fiindcă nu punem accent pe dansurile folclorice, întotdeauna punem accent pe dansurile populare. Dar aveți și vreo piesă de rezistență care nu lipsește de la nicio competiție? Noi de obicei dansăm, avem dansul nostru Hora Codrenilor. Da, acesta este un dans care este din centrul nostru, e o muzică care am făcut-o împreună cu orchestra Ciobanaș și este un dans ca o carte de vizită a noastră. De exemplu, dansul acesta aș putea să spun, fiindcă restul dansurilor noi le schimbăm, da, în dependență de unde și cum dansăm. Cum ia naștere un nou număr de dans? Deja asta cred că trebuie să întrebare dat coregrafului nostru, domnul Gheorghe Furculiță, că el la noi cu montarea dansurilor. La moment avem nevoie de făcut un dans. Bine, facem un dans. Care este tematica dansului? Ce trebuie să facem la acel dans? Pentru ce să-l pregătim acel dans? Ce costume avem pentru acel dans? Câte perechi să avem la acel dans? Și deja încercăm să căutăm melodiile, încercăm să combinăm melodiile și după aceea încercăm să ne gândim ce mișcări am putea face. Este un complicat de a crea un dans, fiindcă întotdeauna sunt modificări, întotdeauna te gândești la un desen, vii la dansuri, ceva nu se primește, trebuie să-l iei, să-l schimbi. Dar mai mult activitatea mea ține de prelucrarea dansurilor. Da, adică domnul Gheorghe le prelucrează, eu prelucrez mișcările, prelucrez dansurile, prelucrez liniile. În schimb, el deja se gândește, e bine așa, nu, ceva aici nu merge, trebuie de schimbat. Așa undeva e naștere un dans. Cum reușești să asiguri un echilibru între instruirea riguroasă a copiilor în dans și menținerea lor motivați și pasionați pentru acest domeniu? Trebuie ani și timp. Ca ei să înțeleagă că eu sunt rău și serios. Fiindcă întotdeauna când încerc să merg pe partea pozitivă cu ei, ei deja nu sunt atât de atenți la dansuri. De aceea eu și-am zis, lasă mai bine să fiu un pic mai sever, un pic mai rău, dar în schimb eu știu că să am rezultate foarte bune pe scenă. Este greu câteodată, fiindcă sunt momente de astea care aș vrea parcă să-i laud după concert, aș vrea să le spun că îmi place cum dansează, dar știind că o să fac lucrurile date, eu nu o să lucrez la următoarele repetiții. De aceea aș undeva mă țin așa în mâini, ca să nu vorbesc lucrurile date, ca să nu le spun, să le zic întotdeauna trebuie să fiți mai atenți, trebuie să fiți mai corect, trebuie să zâmbiți mai mult, trebuie să dați mai multă viață, oricum ceva, întotdeauna caut câte ceva în dansuri să spun că nu este totul ideal, ca ei să lucreze întotdeauna. Altfel nu ar fi rezultate. Cât de bine nu ar dansa ei, oricum întotdeauna trebuie de crescut, întotdeauna trebuie de menținut, măcar la nivelul care ei sunt. Ei deja știu, venim azi la repetiție, este domnul Gheorghe, aia se poate un pic mai leger, da, te dansat. Este domnul Igor, ai gata, aici nici nu mai vorbim, deja ne concentrăm, lucrăm la cel mai înalt nivel, fiindcă dacă nu, sunt pedepsiți. Sunt pedepsiți sunt prin mișcări, sunt pedepsiți prin dansuri. Sunt momente câteodată când facem doar fizic, facem o oră și jumătate într-una pe scenă și normal că ei nu rezistă atâta într-una să face așa o repetiție. De ce așa știu? Mai bine lucrăm binișor din prima ca să nu superi, ca să întotdeauna să auzim ce e și avem noi nevoie de luat. Este greu de la început, fiindcă ei copiii când vin de la început nu înțeleg lucrurile date. Și duc acasă, se plâng la părinți că nu mai vreau la dansuri, că este greu, că este complicat, dar în schimb după ce treci o perioadă de 5-6 ani, practic deja pentru părinți asta este ca o pedeapsă pentru copil. Dacă n-ai să înveți la școală, dacă n-ai să faci ceva acasă, la dansuri tu nu te mai duci. Și ei plâng, fac totul numai să vină la dansuri. Deja la dânsă intră asta ca o activitate zi de zi și știu că fără dansuri deja nu mai pot. Dacă este să vorbim despre copii, sunt aceștia cumva aleși după anumite criterii? E nevoie să aibă auz muzical sau ritmul în sânge? Până acum, practic, îi luam toți copiii care erau doritori de dansuri. Principalul să aibă răbdare, să vină la dansuri și
să îndeplinească câteva cerințe, să lucreze la repetiție, să se lese modelați. Acum, în ultimul timp, avem chiar mulți copii doritori și de aceea, deja anul acesta, poate o să încercăm să mai facem o selecție, fiindcă avem foarte mulți copii, ne este foarte complicat să scoatem la concerte, vor toți ia să-ți danseze. O parte din ei merg bine, merg repede, o parte din ei merg un pic mai încet. Nu știu, nu avem rezultatele care avem noi nevoie. Și totuși sunt părinți care insistă să-și dea copiii la dansuri, chiar dacă aceștia visează la box, gimnastică sau alte activități. Se poate face dans cu forța? Nu putem să facem dansuri cu forță. De ce și le spunem din primii ani la părinți? Nu obligați copilul să vină la dansuri. Pentru că el vine, că părintele îl obligă, du-te, că îți dansezi, că îți faci din el, nu vrea să facă lucrul dat. Și el vine la dansuri și el strică și pe ceilalți de alături, da? Adică îi încurcă, fiindcă ei nu se concentrează deloc, nu se lasă modelați și este foarte greu să lucrăm cu ei. Mă rog, că și mai sunt părinți așa care vin, că el singur nu știe și vrea, el vrea și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Păi noi înțelegem, dar oricum nu îl obligă. Dați-i voi să aleagă sportul care îi place lui, ori activitatea care îi place lui să o facă. Cam câți copii vin la repetițiile voastre? Mulți. În ansamblul Codrenii, fiindcă noi, din nou, ansamblul Codrenii are mai multe categorii, grupă mare, grupă pregătitoare, grupă mică, așa să zic, în jur la 100 de copii. 100 de copii, 100 de caractere, 100 de părinți. Da, 200 de părinți. Și bunienică, și rude. Sunt mulți, avem mulți. Cum vezi viitorul colectivului tău de copii dansatori? Ai planuri speciale pentru dezvoltarea lor? În fiecare an avem planuri ceva, ne așezăm cu domnul Gheorghe împreună și vedem cam ce facem noi pe anul viitor, cam cum combinăm noi, cam la ce festivaluri să mergem, ce concursuri să alegem, nivelurile de pregătire a copiilor, ne punem deja ca un plan, cam ce concerte să organizăm noi, ce festivaluri mai apar. Asta noi facem în fiecare an. Nu pot să zic că am ceva pregătit pe termen lung, da? Fiindcă noi anul acesta pregătim, lucrăm, ne uităm și la contingentul copiilor care rămân. Vedem, sunt pregătiți pentru un concurs internațional puternic, mergem. Nu sunt pregătiți, nu încercăm să apelăm. Noi am participat la concurs mai în fiecare săptămână. Dar ne este complicat fiindcă vorba de partea financiară, fiindcă avem nevoie, nu putem doar spune părinții la cheltuială, din partea conducerii nu poți ne asigure doar pe noi cu plecări, fiindcă noi am merge, dar mai sunt și alte colective care mai necesită și alte cheltuieli în alte părți și înțelegem și noi că nu poți ne asigure atât transporturi, să ne asigure cazare, alimentare, ca să mergem la toate concursurile și festivalurile. De aceea noi încercăm să programăm acolo și pe parcurs ne mai reprofilăm, fiindcă mai apar invitații sau decidem să nu mai mergem la festivalul acela din motiv că nu sunt finanțe, să nu avem ceva pe termen lung. Și nu am cum să nu te întreb ce înseamnă dansurile pentru tine. Da, un mod de viață, dar ce ține doar de activitatea mea la dansuri. Vă spun sincer, fiindcă așa, de zi cu zi, să zic că ascult doar muzică populară sau momente de plăcere. Sunt, cred, atât când analizez un colectiv, privesc altfel deja dansurile populare, privesc altfel mișcările, nu sunt doar niște mișcări trecute cu vederea. Practic, mai mult pentru lucru, fiindcă suntem zi la zi cu dansurile populare. Analizăm mișcări, gândim mișcări, încercăm să inventăm mișcări, încercăm să prelucrăm mișcările care le avem. Și, mă rog, întotdeauna că n-am ceva probleme personale, întotdeauna încerc prin mișcările date de dans să mă concentrez, să mai treacă un fel altfel problemele date, fiindcă la campul limpede și deciziile sunt mai corecte. Mă ajută mișcările date, mă ajută dansurile date. Să zic că sunt un foarte mare iubitor de a dansa în afara colectivului sau a dansa nu sunt într-atâta, fiindcă știți cum vorba aceea, am dansat atât aici că nu mai vreau în altă parte de am. Dacă ar fi să o iei de la început, ce ai alege? Dansuri, dar mai devreme, pentru că foarte târziu am început și am înțeles că am pierdut o perioadă de timp până când am făcut academia. Dacă poate eram mai tânăr și o făceam mai tânăr, poate că mai dansam și în alte colective pe la Chișinău, pe undeva și acumulam mai multă experiență, așa să zic. Dar mulțumesc cu domnul Gheorghe că îmi dă cunoștințele sale care le are, mulțumesc că mă ajut întotdeauna. Și o ultimă întrebare, unde te vezi peste 5 ani? Tot la Călăraș, pregătind dansatorii pentru a străluci pe scene sau ai alte planuri? Dacă să fie liniște și pace, da, fiindcă nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, ce ne așteaptă peste 5 ani. Sperăm că o să vină acasă și rudele noastre, sperăm că o să vină și prietenii noștri acasă, o să fie mai mulți copii, o să putem să avem un grup mai mare, când pleacă copiii peste hotare, când pleacă părinții din nevoie, că nu pot sta aici acasă. Deja este un pic mai greu, pentru că pleacă copiii buni, copiii care muncim și ne este greu să ne despărțim de ei.
Idei în ecuație. Idei în ecuație. Aici unde ideile tinerilor prind viață.